Ford brings us. We're going to call this the magic water. Think like water that comes here. Okay, we're going to stop here. We're going to get out, and we're going to have a little bit of a chit-chat about water and geology. And of course, people with a sharp eye might see that we're in the middle of a forest fire here. So, we are going to talk about a forest fire. So, just the other side of these cars here, where the picnic tables are, if you don't mind, will be, when you get out of this vehicle, please look to your right-hand side. I do not want you to get run over by a rental car coming down in speed, okay? I'll be right. Este fantastic, deci are toate comoditățile în interior. Și noi am ajuns la Medicine Lake, se numește lacul medical, Medicine Lake, dar totodată se mai numește și lacul fantomă. Pentru că se spune că are niște canale care, în care apa dispare și apare în altă, apare în altă parte. Asta este la mijlocul călătoriei noastre. How did they know that? Once in the 30s and once in the 70s they put red dye in the lake. După numărul de înmatriculare a mașinii, desigur. Și poți auzi oricine în toată lumea. Copacii în această zonă sunt, este o, după cum am spus, că natura este și fragilă și puternică, ca și omul, de fapt. Au fost afectați de o ciupercă și practic toți copacii în jurul meu. Asta este o tragedie, desigur, pentru natură și pentru... Ce flori avem aici? Deci, vedem trifoi. Sigur că chiar la așa o înălțime jurată de munți, deci avem florile respective, avem... Deci lacul acesta uneori nu este. Este, dar nu este, pentru că apa merge subterană și apare în altă parte. Acum este cu apă. Medicine Lake.
Deci acum suntem la mijlocul călătoriei noastre după canion. Vedem Medicine Lake. O priveliște fantastică. Iarăși, sunt foarte multe grupe de turiști. Mă strădui să nu închid panorama nimănui, dar nici nimeni să nu numerească în vizorul meu, pentru că îmi doresc doar natura pură, frumoasă. Acesta a fost lacul Medicine Lake.